Afirmația pentru ziua 12 din programul Vindecarea Sufletului de Frică și Suferință de Deepak Chopra. Voi întreține orice necesitate în afară de una, aceea de a judeca pe ceilalți. Voi întreține orice necesitate în afară de una, aceea de a judeca pe ceilalți. Voi întreține orice necesitate în afară de una, aceea de a judeca pe ceilalți. Aceasta este o afirmație despre eliberarea necesității de a judeca. Aceasta să fie lecția ta pentru astăzi. Gândește-te la ce se întâmplă atunci când judeci pe cineva. În ochii tăi, acea persoană a greșit. Ea greșește dacă simte într-un anumit mod, dacă are un anumit aspect exterior, dacă susține anumite opinii. Judecata creează imediat separare. Toate persoanele care greșesc devin ei. Necesitatea de a judeca provine din necesitatea de a te izola. Este o formă de apărare a egoului, dar în același timp te desprinzi de sinele tău adevărat. Aceleași ziduri care îi țin pe ceilalți oameni în afară opresc și revărsarea spiritului. Atunci când înveți să nu mai judeci, tu afirm de fapt, intenționezi să primesc orice, fără să decid mai întâi dacă este bun sau rău. Practicând deschiderea, îți invii sufletul să fie într-o relație strânsă cu tine. Doamne ajută!